acea zonă. România va pleca cu doi portari la acest campionat mondial pentru prima dată, cred, în ultimii 12 ani. Denisa Dedu și ucraineanca naturalizată în România, Iulia Dumanska. Probabil că cei trei tehnicieni au gândit că avem nevoie de o jucătoare în plus la linia de 9 metri și riscă un pic, să nu uităm, în faza grupelor se joacă 5 meciuri în 8 zile. Dacă vom juca în 2 zile consecutive, Doamne ferește, se accidentează un portar, va fi foarte greu să ajungă la al doilea meci. Este cu siguranță un moment în care vom face cu adevărat o verificare, un meci de antrenament cu Macedonia. Macedonia o formație din grupa a doua valorică, dacă putem spune, în Europa. Să spunem că nu s-a mai calificat la un campionat european de 4 ani. În 2012 a terminat pe locul 16. Ea la mondiale nu a mai ajuns din 2007. Cea mai bună performanță a Macedoniei la un turneu final, locul 7, vă reamintesc, în 97, atunci când antrenor era Bogdan Macovei, actualul șef al Comisiei Tehnice a Federației Române de Handbal, cel care a reușit la acel mondial să învingă și România cu această națională ex-iugoslavă, care este și ea într-o schimbare de generații. Să nu uităm însă că Macedonia dă o formație foarte puternică la nivel de cluburi. Varda Skopje la feminin și Varda Skopje la masculin. La masculin este deținătoarea Ligii Campionilor, la feminin finalistă în Liga Campionilor. Este drept, ambele formații cu foarte, foarte multe jucătoare și jucători străini. Dar, vă spuneam, în Macedonia se investește enorm la nivelul echipelor de club în handbal. Prezentat și lotul României, spre bucuria gazdelor, cele două jucătoare de la Craiova, Zanfirescu și Ardean, sunt prezente la această partidă pe teren. Ieri Zanfirescu a fost odihnită, Zanfirescu Florianu, să spunem, și numele complet, și Dumanska, mutat de Dumanska, Iulia Dumanska, a treia jucătoare din lotul Craiovei. Craiova, care se află în campionat pe locul 3 și s-a calificat în premieră în grupele EHF, o formație care anul acesta se bate la podium, un campionat dominat clar la toate capitolele de CSM București, neînvinsă în acolo ediție de campionat, CSM-ul pe primul loc și în grupele Ligii Campionilor. Avem însă două echipe și în grupele EHF, vă spuneam, Handbal Club Zalău, trupa pregătită de Gheorghe Tadic, și SCM Craiova de Bogdan Burcea, ambii numiți ieri antrenori la Naționala de Tineret, care se pregătește pentru mondial. Să ascultăm imnul Macedoniei pentru început. Ascultat imnul Macedoniei, astăzi peste Macedonia este imnul acestei țări ex-iugoslave și acum Deșteaptă-te Române, imnul României.
Aproape 2800 de spectatori în polivalenta din Craiova la cel de-al doilea meci al tricolorelor la Trofeul Carpați, un meci în care vă reamintim întâlnim Macedonia. Tricolorele încearcă să șteargă un pic imaginea după partida de ieri pierdută în fața Poloniei la 6 goluri. Încercăm să arătăm că există viață la echipa națională, chiar și Neagu menajat în această partidă. Sunt destul de multe probleme de sănătate în lotul României. Antrenorii încearcă să menajeze câteva jucătoare importante și au și un principiu al rotației. Probabil că de aceea Geiger, Pintea și Neagu, trei jucătoare care cu siguranță vor face deplasarea în Germania, sunt odihnite. Probabil că au câteva nedumeriri pe anumite posturi. Mai sunt două jucătoare care, în afară de Alina Ilie, vor rămâne acasă și cu siguranță partida aceasta va decide, probabil și cea de mâine cu Brazilia, va decide lotul în proporție de 99,99% care va juca la mondiale, unde să nu uităm, la ultima ediție am terminat pe locul 3, venim și după un loc 5 la europene, sper să rămânem în acest interval la acest campionat mondial. Chiar dacă antrenorul principal, Martin Ambroș, nu are un obiectiv imediat la acest campionat mondial, obiectivul este calificarea României la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ne dorim însă ca România să rămână acolo sus, să contăm în continuare în clasamentul european și cel mondial. Fanii de aici, din Craiova, au redescoperit handbalul după mulți ani. Să nu uităm la băieți, au fost campioni naționali în anii 90. Și handbalul, odată cu formarea unei frumoase echipe aici la Craiova, a devenit o iubire alb-albastră. Au și baze sportive, un stadion de nota 10, o arenă de nota 9,5. Sportul în Craiova este văzut cu adevărat foarte bine și apreciat de olteni. Vom avea primul atac al acestei partide. Vom începe cu Sintia Tomescu pe pivot, Cristina Laszlo, coordonatoare de joc, Ana Maria Popa și Ana Maria Berbece pe cele două extreme, iar interi sunt Cristina Florianu și Ana Maria Dragut în poartă. Spre deosebire de confruntarea de ieri cu Polonia, începe Martin Ambroș cu favorita publicului, Iulia Dumanska. Cristina Zanfilescu, Florianu, golghetera ediției trecute de campionat, dar și actuala ediție Liga Florilor, așa cum se numește Liga Feminină. Zanfir vine în zonă centrală, încearcă crucișarea. Acolo a urcat sus Ana Maria Berbece, intrând în circulație, transformând în pivot fals Dragut de la Handball Club Zalău. Zanfirescu se înalță, trage însă la semi-înălțime și se opune portarul Serafimova. Cred că am spus Zanfirescu în loc de Zanfir, îmi cer scuze. O așteptăm însă și pe Zanfirescu, pe Mădălina Zanfirescu, la un moment dat pe teren, coordonatoarea de joc, care probabil va face schimb de locuri cu Cristina Laszlo. O singură schimbare între apărare și atac face antrenorul Sime Simovski. Gheorghevska, fosta jucătoare a lui HM Baia Mare, campioana României cu echipa din nordul țării. Keramiceva la coordonare. Gheorghevska se înalță, excelentă parada lui Dumanska, nu a riscat să dea drumul la contraatac. Dragut atacă poarta și primul gol al României. Eleva lui Gheorghe Tadic de la Handball Club Zalău a atacat cu curaj poarta de data aceasta și România înscrie primul gol. Aproape de pași a fost Livinici de la Danubius Galați. Sunt trei jucătoare care evoluează în România: Iovanovska, Livinici și Livinici și ea la, ca și Iovanovska la Danubius Galați, și Todorovska la Dinamo Liga Secundă. Gheorghevska pasă până în extremă și vine golul reușit de Ristovska. Jucătoare la Vardar, a jucat finala Ligii Campionilor în sezonul trecut.
Dar să spunem că macedonencile de la Vardar au puține minute în Liga Campionilor. Laszlo de la Budujos, dispecerul echipei României. Țintia Tomescu, multe încrucișări, dar jucăm un pic prea departe de poartă. Frumoasă apariția lui Florianu, boltă perfectă. Ne-a ieșit schema de data aceasta, învăluire superbă, cu un blocaj făcut foarte sus de Țintia Tomescu, care i-a dat posibilitatea lui Florianu să se demarce și să vină chiar și din exterior și să plaseze perfect mingea peste portarul macedonean. Încercăm să ne apărăm un pic mai avansat. Era Micieva pentru Livrinici. Încrucișare cu Gheorghevska. Foarte bine se luptă acolo Țintia Tomescu și reușește să o blocheze pe cea mai periculoasă jucătoare la 9 metri pe care o are Sime Simovski. Este vorba de numărul 18, Elena Gheorghevska. Pasă greșită. Recuperăm mingea, plecăm pe contraatac. Bine susținut, excelent a mers mingea. Transport rapid și Țintia Tomescu vârf de lance pe acest contraatac. Nu iartă. Arbiții acestei partide sunt din Ungaria, Horvat și Marton, vor oficia și la Europeanul la Mondialul Feminin din Germania. Din nou Dumanska citește aruncarea lui Gheorghevska. Au fost colegi la HM Baia Mare, o știe bine de la antrenamente pe fosta sa colegă. Indică schema cu echipierilor Laszlo, calificată cu Budunost în faza a doua a grupelor principale în Liga Campionilor. Dragut lasă mingea în spate. Florianu încearcă să creeze superioritate numerică pe flancul drept al defensivei adverse. Se bate acolo Țintia Tomescu! Ce trasor! Dragut încă o dată își încarcă perfect aruncarea decisivă și scutură plasa din 9 metri, senzațională execuția lui Dragut. O jucătoare care a explodat în ultimul sezon, aproape 100 de goluri pentru Zalău în ediția trecută de campionat. Și o jucătoare care, exact așa cum îi place lui Gheorghe Tadic, face foarte bine și faza de apărare. Iată acolo apărătoare centrală alături de Țintia Tomescu. Borizovska a intrat pe teren, coordonator de joc. Încearcă angajarea pivotului, recuperează extrema, Gheorghevska, excelent! Reușim recuperarea prin Popa și plecăm pe contraatac. Țintia Tomescu, faultată însă de repelierea Cheramiceva, lui Cheramiceva, încasează și un cartonaș galben, jucătoarea cu numărul 23 din tabăra Macedoniei. Schimbăm mult mingea, schimbăm poziții la linia de 9 metri. Florianu încearcă să spargă pe centru. Gheorghevska a blocat-o repede. Laszlo încearcă să joace 1-1. Florianu, excelent, a păcălit 3 adversare. Le-a înșirat pe apărătoarele macedonene. Și golghetele Ligii Naționale, încă o dată decisiv pentru România. Începem în forță această partidă cu mare dorință de joc. 5-1 pentru tricolore în minutul 7. Să nu uităm însă Macedonia, o formație care a absentat în ultimii ani la competițiile importante și care este într-un schimb de generații. Gheorghevska direct din pase, încă o dată vede mingea, Dumanska și se opune. Aproape, bine că nu a fost în afara semicercului, făcea pașii lui Dumanska. Excelentă verticalizare acolo, nu a reușit însă Țintia Tomescu să ia prin planul adversarii. Gheorghevska, diagonală, Dragut, excelentă și pe faza defensivă a venit în repiere, în marcaj și a blocat extrema, pe extrema Iovana Sadovska.
O schimbare face între atac și apărare și Martin Ambros pentru defensivă o trimite în locul Cristinei Laslo pe Mădălina Zanfirescu. Acolo un intermediar dreapta. Borizovska caută breșa, a încercat să intre în combinație cu pivotul, a comis pași. Ne apărăm cu mai multă determinare. Excelentă pătrundere și rezolvare de mare clasă. Încă o dată Florianu, irezistibilă. O jucătoare completă care face și atacul și apărarea. Vede un galben și numărul 33, Sara Ristovska. Ieșim repede în întâmpinare, un 6-0 în zonă este defensiva noastră, un 6-0 cu ieșiri pe care îl încercăm. Ați văzut-o ieșind sus și pe Iugano. Foarte bine, dublăm în zona care este mingea, plecăm pe contraatac, Berbece singură cu portarul, primul său gol la echipa națională de senioară. Mezina formației. Plecată în vară de la Brașov la Universitatea Cluj, 18 ani, Berbece, componentă și a naționalei de tineret, dar va pleca cu senioarele la campionatul mondial din Germania. Time au cerut de antrenorul Sime Simovski, cel care pregătește echipa a doua a lui Varda. Cele variații defensivă, 5+1 și 6-0 vor fi apărările pe care le vom încerca în continuare. Vă spuneam, este o repetiție importantă înaintea campionatului mondial. Este momentul în care, vă spuneam, va decide probabil la nivelul jucătoarelor cele care nu vor face, cele două handbaliste care nu vor face deplasarea la mondiale și cu siguranță astăzi toată lumea vrea să arate maximum în această partidă cu un adversar facil. Mâine jucăm cu Brazilia de la ora 16:30 în direct pe TVR1, nu uitați, și TVR HD. Din nou Dumasca la post, închide poarta, pasă lungă pe contraatac, Berbece, ah, ce păcat! S-a repliat Ristovska și a reușit să recupereze. Berbece se grăbește să-și ocupe locul în apărare. Vine Ristovska, reușește până la urmă să blocheze acolo Dragut, ajutată de Sintia Tomescu. Stăm bine în defensivă, ținem departe de poartă linia de 9 metri adversă. Am blocat bine pivotul pe Gachidova. Aceasta este nevoită să iasă foarte sus pentru a colabora cu Interi. Din nou parada excelentă a Iuliei Dumansca, naturalizată în România în 2016. Dragul, diagonală perfectă. Iugano însă a așteptat mingea în loc să vină spre ea și să atace poarta. Gândise bine Ana Maria Dragut această pasă diagonală care prinsese pe contrapie defensiva adversă. Revine Laszlo. Publicul participă pe orice fază ofensivă a României. Tomescu iese și intră în circulație. Pasă acum până la Popa și finalizare în colțul lung. Nicio șansă pentru Mateia Serafimova. Măritată în vară Iugano, noul nume este Popa. Și Zanfir. Și Cristina Zanfir, de fapt fostă Zanfir acum, Cristina Florianu. S-au măritat... Și-au schimbat numele, dar nu și valoarea. Da. Din nou, Iulia Dumansca. Excelent, anticipează aruncările adversarelor. Este drept că și defensiva noastră ajută poarta.
Excelentă pasă a lui Zan Firescu. Ce bine a văzut-o pe Cintia Tomescu. I-a pus mingea mână la semicerc și o simplă formalitate pentru Cintia Tomescu, pivotul României. Un singur gol încasat de Iulia Dumansca în 11 minute. Formidabilă prestația în defensivă pentru jucătoarele noastre. Nu este 100% însă meritul doar al Iuliei Dumansca, ci și al zidului defensiv care ține departe de poartă jucătoarele din Macedonia. Iolievska se bate. Cintia Tomescu acolo cu Iolievska încasează un cartonaș galben, dar și-a făcut datoria. A oprit-o pe cea mai periculoasă jucătoare de la 9 metri a lui Sime Simovski. E bătaie mare pe postul de pivot la echipa națională. Cine va face deplasarea? Cu siguranță Crina Pintea este titulară. Acolo cu Timea Tătar, Cintia Tomescu se luptă pentru un loc la mondiale. Gheorghevska peste poartă. Și din nou pasă lungă pe contraatac. Berbece pleacă anticipat. Faultată repede de Sadovska, care primește un cartonaș galben, o împingere care putea fi periculoasă pentru integritatea fizică a extremei noastre. Și așa avem probleme mari pe partea dreaptă. Sper să nu avem vreo accidentare. Pe teren a intrat și Bazaliu, jucătoarea de la CSM București, campioana României. A jucat și Final Four-ul în acest an cu CSM. Bazaliu, fentă de pas la pivot, Dragut, Laslo. Laslo, schimbare de direcție, pasă înapoi și din nou Dragut! Sclipitoare! O jucătoare, să nu uităm, redescoperită de Gheorghe Tadici. Nu este o jucătoare tânără, are 27 de ani. A trecut pe la Roma, în Brăila, Neptun Constanța, Unirea Slobozia. A trebuit să ajungă, iată, la Gheorghe Tadici în echipă pentru a ajunge la echipa națională. Ce braț are stângacea noastră! Scorul este 10 la 1. Un singur gol în 13 minute a primit Iulia Dumansca, care a ferecat poarta României. Și cred că a aruncat și cheia după ratările exasperante ale macedonencelor. A primit și Florianu un cartonaș galben din nou, Dumansca! Avem portar, Florianu pleacă repede pe contraatac, Florianu! Și vedeta Craiovei încă o dată înscrie, o iubește mingea, iubește și golul. Golghetera ediției trecute de campionat, peste 190 de goluri și la actuala ediție este pe primul loc. Nu mai găsesc soluții macedonencele, par așa ușor descumpănite. Gheorghevska, Ristovska aruncă din nou, Dumansca! S-a lăsat bine pe minge, încă o dată a citit aruncările adversarelor și împinge atacul încă o dată Florianu. Calmează bine Ana Maria Popa acest atac, se duce la schimbare Cristina Florianu. Revine Bazaliu. Foarte bine coordonează defensiva Zan Firescu, jucătoarea de la Debreții. Bazaliu, fentă frumoasă, înșiră trei apărătoare și scutură plasa. Ce fază de mare spectacol, ce eurogol a reușit Bianca Bazaliu. Ce s-a întâmplat în aceste prime 15 minute, cred că Sime Simovski, fără a fi răutăcioș, caută un prosop ca să-l arunce pe teren. 12 la 1. Oltecele fac legea pe teren. Florianu, Bazaliu, jucătoare născute la Slatina. Ce bine dublăm în zona care este mingea. Nicio șansă pentru macedonence. Din nou le-a exasperat Iulia Dumansca. Ce achiziție a făcut România. Berbece pasă la interior și 7 metri, încă o dată cursivitate remarcabilă a atacului nostru, o fază rapidă, bine am dus faza a doua de data aceasta, obținem penalitate.
De mult, de pe vremea când juca Oana Manea la echipa națională, nu a mai văzut contraatac cu pivotul. Apără de data aceasta goalkeeperul Serafimova de la PAOK Thessaloniki. A stat pe linia porții goalkeeperul macedonean. Curios că naționala Macedoniei, Interul de la Dunărea Brăila, Șteriova, nu a fost selecționată. Unul dintre cei mai buni inter stânga din Liga Națională. Victoria Peovska a intrat și ea pe teren la linia de 9 metri pe inter stânga. Livrinici a revenit în zonă centrală, două coordonatoare de joc, doi centri în acest moment pe teren pentru Macedonia. Macedonia nu are soluții, de multe ori mingea pe retură, o minge atinsă de blocaj de data aceasta, care o păcălește pe Iulia Dumanska, al doilea gol în minutul 17 pentru Macedonia. Zanfirescu la coordonare, jucătoarea care s-a transferat din vară de la Dunărea Brăila la Debrețin, ținută om la om, încearcă să blocheze coordonatorul de joc, antrenorul Sime Simovski. A intrat Timea Tătar pe post de pivot, nu a reușit să recepționeze această pasă. Berbece pentru Dragut, Dragut, Bazaliu, Zanfirescu caută și găsește această breșă și finalizează fără probleme cu podeaua. Lipsește, vă reamintesc, din lotul României Gabriela Perianu, accidentată. Îi dorim să însănătoșire grabnică. Din păcate, jucătoarea lui Siofoc va absenta câteva luni de pe teren. Cât de importantă era și pentru faza defensivă Gabi Perianu, una dintre aruncătoarele importante de la mare distanță pentru Naționala României. O pasă, excelentă intercepția lui Zanfirescu. Faza a doua, rapidă, pasa însă prea lungă către Florianu. Nu am avut sincronizare de data aceasta. Berbece s-a grăbit, a încercat să dea o pasă pe poziție viitoare, dar Florianu nu a mai reușit să ajungă la această minge. 13-2 pentru România. Minutul 19. Natasha Nolevska pe extremă dreaptă pentru Macedonia, caută soluții Simovski, dar nu le găsește, fault în atac, plecăm din nou rapid, s-au repliat însă jucătoarele adverse, acum Bădălina Zanfirescu oprită la 9 metri. Tempo bun pentru Naționala României, schimbări pe bandă rulantă pe care le face Ambros Martin. Bianca Bazaliu, Dragut, încearcă de multe ori să blocheze două jucători la linia de 9 metri adversare. Bazaliu! Un golazo! Fantastică aruncare, irezistibilă în multe momente. 14-2. Un meci pe care ni l-am făcut ușor încă din primele 10 minute. Trebuie să recunoaștem însă că, spre deosebire de alte perioade, de această dată avem o linie de 9 metri formidabilă cu aruncătoare extrem de puternice. Florian, atac. Da. Florianu, Bazaliu, Dragut, Melinda Geiger, handbaliste care chiar și de la 10 metri pot să rupă plasa. Speculăm și această pasivitate în defensivă a Macedoniei. O formație care nu a jucat deloc rău ieri cu Brazilia. De la egal la egal, aproape 30 de minute. Atentă Dumanska, pasă lungă, ce lansare, dar Iuganu nu a avut nicio șansă de a prinde această minge.
Frumos golul de data aceasta, s-a înălțat și a tras năprasnic Livinici, jucătoarea de la Danubius Galați, pregătită la formația dunăreană de Vali Costea, fostul pivot al Naționalei României. Intră și Laura Popa, stângacea de la Corona Brașov, formație care a primit cele 4 puncte pierdute la masa verde în partida cu Universitatea Cluj. Cel puțin pe postul de inter stânga părem a fi acoperiți cu 3 stângace formidabile, Dragut, Laura Popa și Melinda Geiger. Timea Tătar înscrie al 15-lea gol al României în această primă repriză. Pe lângă această aruncare a victoriei pe Ovsca, Florianu vine în zonă centrală, 7 metri și 2 minute clar. Obține maximul în această fază, irezistibilă în multe momente. Cristina Zanfir, Florianu. A ratat precedenta aruncare de la 7 metri, de această dată vine Mădălina Zanfirescu. Jucătoarea născută la Vâlcea trage cu podeaua și perforează poarta Macedoniei. 16-3, și ea vine după o accentare care a ținut-o departe de teren aproape o lună de zile. Nu a putut juca în dubla dintre Debrețin și Craiova din turul 3 preliminar al Cupei EHF. Nu și-a putut ajuta echipa maghiară în duelul cu echipa olteană. Ne apărăm avansat, lucru care deranjează teribil Naționala Macedoniei. Un cartonaș galben pe care îl primește Gabi Suci. Poarta Macedoniei este goală. Gheorghievska. Am reușit intercepția, dar s-a fluierat un 9 metri în favoarea adversarelor noastre. În prepasiv Macedonia nu găsește soluții pentru a ataca poarta. La un etaj superior a tras Keramicheva. Laslo. Nu s-a acordat nimic la această fază. Macedonia are tranziție ofensivă destul de modestă, se vede acest lucru. Georgievska, capă de linie când mingea ajunge la interul dreapta macedonean. Minutul 24, 16-3 pentru România. Macedonia în formație completă. A intrat pe teren din nou Natasha Nolevska, care evoluează la Viborg. Laslo reușise intercepția, se dă însă 9 metri. Foarte bine blocăm pivotul pe Nicolichici. Paș, așa a fost la Keramicheva. Revine Vazaliu în inter stângă. Ar trebui un pic să jucăm și la nivelul extremelor, care stau prea cu minți acolo, la colțul terenului. Laslo încrucișează cu Popa. Popa o așteaptă pe Vazaliu. Trage însă la brațele portarului și Serafimova blochează. Gheorghevska duce mingea bine spre extremă și Bară recuperează foarte bine Iuganu Popa.
Azaliu, fentă de aruncare, Laszlo aruncă în blocaj și mingea atinge piciorul jucătoarei noastre. Facem două schimbări între atac și apărare. Revin pe teren Gabi Suciu și Cristina Florianu. Minutul 26. A scăzut partida ca intensitate, trebuie să remarcăm acest lucru. Încă o intercepție a lui Iuganu. Dumanska dă repede drumul la minge. Zamfir prelungește către Iuganu Popa. Boltă perfectă la bara a doua. Jucătoarea de la HM Roman nu iartă defensiva macedoneană. S-a retras din nou foarte greu. 4 minute până la pauză, 14 goluri avans pentru România. Doar 3 goluri am primit. Și grație și Iuliei Dumanska, care a avut o prestație solidă din acest punct de vedere. Grijești. Dar și apărarea foarte bună și precisă. Pasă lungă pe contraatac. Să vedem această fază. Se bate Gabi Suciu. Pași în fault. Golul nu este valabil. România a arătat poftă de joc astăzi. Poate este lucrul cel mai important. Vine după o înfrângere în fața Poloniei, greu digerată. Polonia, să nu uităm, astăzi a dat o lecție de handbal Braziliei, fostă campioană mondială. Am încercat să atacăm cu doi pivoți, dar am pierdut destul de ușor mingea. Pasă din Inter în Inter, vine lansat acolo și strecoară mingea în poartă Borizovska de la Kumanovo, echipă de pe locul 3 din campionatul Macedoniei. O jucătoare despre care se spune că va ajunge la Crim Ljubljana. Atacăm în 7 jucătoare, a scos Ambroș Martin portarul, doi pivoți pe semicerc, minge la Laszlo, pătrunde Laura Popa și finalizează fără probleme. Experimentăm. Ne permite scorul, ne permite și adversarul și e bine că apelăm și la altfel de soluții. Am văzut atac în 7 și ieri pentru România în fața Poloniei, dar în momente în care practic fetele noastre parcă nu mai găseau variante în faza ofensivă. Gheorghesca la seminălțime, încă o dată Dumanska atentă, genial întrebuturi în prima repriză. Să nu uităm, Dumanska, naturalizată în 2016 pentru România, a adus deja o medalie țării sale de adopție, bronz la Mondialul de Tinere din Rusia în vara anului trecut. Generație cu Laszlo. Laszlo duce mingea pe dreapta, încercăm să activăm extremele, bară Berbece. Ivrinici pentru Georgievska, din nou Iulia Dumanska, imperială. Berbece pasă pentru Timea Tătar, împinsă de Borizovska. A scăpat Natasha Nolevska, mingea în afara terenului de joc. 7 contra 6. Încercăm să avem superioritate numerică pe acest atac. Cu doi pivoți, Tomescu și Tătar. Încercăm să fixăm defensiva adversă mai aproape de semicerc. Bazaliu, Laszlo, Popa. Se duce Iuganu la schimbare. Pe finalul acțiunii noastre, Bazaliu întoarce, aruncă întors, dar din nou o citește Serafimova. Încă 26 de secunde din prima repriză. Vor să rămână pe un ultim atac macedonencele. Nu se grăbesc, vor face un atac lung. Borizovska, dispece. Aruncă și înscrie, plasând foarte bine mingea Livinici.
Nu se acordă acest gol. S-a auzit sirena. România conduce la pauză, Macedonia cu 18 la 5, un galop de sănătate pentru trupa pregătită de Martin Ambroș, Horatiu Pașca și Fort Mauri. Un meci mai bun, este drept în fața unui adversar mult mai modest. Legătura în studio, revenim în circa 8 minute și jumătate. Fie că e vorba de mâncare, de cadouri sau de curățenie, îmi place când cineva ne ia așa cum suntem și ne oferă de toate. Fix cum ne place nouă. De aia la Penny găsesc săptămâna asta pui pentru grill la 6,99 lei kilogramul și kiwi, caserolă, 1 kilogram la 4,49 lei. Penny știe ce ne place. Cumpără Delma și înscrie bonul fiscal pe site sau prin SMS la 1870. Poți câștiga zilnic fiare de călcat, multicucăre Philips și, la final, unul dintre marile premii. Dis de dimineață, Delma te răsfață! Moș Crăciun îți poate da o dașie pentru inima ta. Pentru detalii, vino în farmaciile Catena. El e Horia, noul tău bun prieten. Trebuie doar să suni, iar el apare. E acolo la nașterea copilului, dar și când descoperi că cel mic are talent la desen. Credit rapid până la 6.000 de lei în 24 de ore. Comision zero la livrarea banilor la tine acasă. Sună acum la 031-7171-100. iCredit. Traficul este o mașinărie ce se învârte necontenit și poartă orașul înainte. E nevoie de respect dacă vrem să circulăm cu toții în armonie. Și mai ales de atenție. Pentru cei care au nevoie de protecția noastră, a tuturor. Noi suntem pe două roți. Tu fii cu ochii în patru. Suntem diferiți, dar pe același drum. O campanie a Primăriei Capitalei prin Poliția Locală. Moșul a avut o idee bună și anul acesta. Fairy mulțumește consumatorilor români pentru că a fost votat produsul anului în categoria detergenți de vase. Încearcă acum și Fairy Platinum pentru mașina de spălat vase, care combină lichidul și pudra pentru a curăța grăsimea dificilă de la prima spălare. Fairy curat de la prima spălare. Dureri de spate? Durerea de spate apare încă de dimineață. Să mă plec, să ridic ceva. Ibutop Gel reduce inflamația și calmează durerile de spate. Cu siguranță simt o îmbunătățire. Da, Ibutop Gel m-a ajutat și pe mine. Ibutop Gel, la țintă împotriva durerii. Acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Părul meu trece prin multe și are nevoie de mai mult decât șampon. După fiecare spălare folosește noul balsam Pantene 3 Minute Miracle. Cu puterea formulei Pro-V ajută la repararea a 3 luni de deteriorare în 3 minute. Pentru un păr miraculos de puternic. Strong is beautiful. Pantene. Uneori lucrurile bune se întâmplă când te aștepți mai puțin. Surprinde-ți simțurile cu super oferta la toată gama Capi Palpi 1,5 litri. Acum la doar 5 lei. La Metro luna aceasta este despre surprizele plăcute pe care le faci clienților tăi, dar și celor dragi. Între 23 și 27 noiembrie, Metro îți oferă Copacabana, set cadou cu aftershave și deodorant, la doar 16,68 lei setul, preț valabil la achiziția minim 6 seturi. E momentul să ne bucurăm de sărbători. Pe locuri, fiți gata! Start! S-a deschis Black Friday Shop! Maratonul reducerilor a început! Intră în cursă și prinde reducerile senzaționale la cele mai vândute produse! Nutrition Mixer, Registon, Vita Rider și alte sute de produse te așteaptă cu super promoții! Doar pe www.aloshop.tv. Ofertă în limita stocului disponibil! Comanda acum! Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Vraja lunii sau vrajba lunii? Destinul lor se poate schimba într-o clipă.
Povestea de dragoste coreană care a învins timpul. Din 29 noiembrie, în premieră și în exclusivitate la TVR2, Iubire sub vraja lunii. Chief, dezastrul din bucătărie. Oh, Alice, uite ce e aici. Grăsimea asta pur și simplu nu se curăță. Liniștește-te, pălărierule. Poți rezolva o problemă numai când o privești îndeaproape. Pentru un rezultat cu adevărat magic, poți utiliza spray-ul Chief degresant, care conține uleiuri de citrice. Îndepărtează până la 100% murdăria și grăsimea din bucătărie. Oh, Alice, ce ne-am face fără tine? Chief Power and Shine. Întotdeauna un final frumos. Fiecare rază de soare e un motiv în plus de bucurie. Natura în jurul tău roiește după buna ta dispoziție. Micile bucurii merită culese și încercate. I love my country. Umplutură fină de lapte, cereale crocante, toate acoperite în ciocolată delicioasă. Kinder Country. I love my country. Aș putea să vă vorbesc despre dezastrele naturale și temerile noastre legate de ele, dar n-am să fac asta. O să vă mărturisesc, în schimb, ce am făcut eu ca să nu mă mai tem. Mi-am asigurat casa. Și, sinceră să fiu, mi-ar plăcea să vă știu și pe dumneavoastră mai la adăpost, mai liniștiți, mai fără griji. Dumneavoastră, când vă asigurați casa? Antibioticele pot distruge bacteriile bune din microflora ta intestinală. Astfel, pot să apară diareea și disconfortul abdominal. Nu uita de Linex din prima zi de tratament cu antibiotic. Poți lua o singură capsulă pe zi. Protejează-ți echilibrul florei intestinale. Linex, un produs Sandoz. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Părul unui bărbat trece prin multe, dar cu Head & Shoulders Men Ultra face față oricărei provocări. Formula sa cu ingrediente de ultra performanță oferă o protecție imbatabilă antimătreață și un păr puternic. Head & Shoulders Men Ultra, creat pentru bărbați. Încearcă noua variantă Tea Tree pentru o senzație de răcorire. Apropo, mama, cum ți-au ieșit analizele? Ah, draga mea, ai avut dreptate în legătură cu calcitin. Calciu ajută la menținerea unor oase puternice. Dar sunt importante și vitamina K și vitamina D3. Calcidin conține o doză mare de calciu, vitamina D3 și vitamina K. Această combinație de ingrediente este ceea ce noi numim triunghiul oaselor sănătoase. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. De Crăciun visez și îndrăsnești mai mult. De Crăciun dăruind vei primi, de Crăciun mult mai mult vei zâmbi și dorești să oferi mai multe în dar. Cozonacul vei pita. Baneoci în pudră formează un strat protector care dezinfectează rana și ajută vindecarea. Baneoci, un produs Sandoz. La Metro luna aceasta este despre surprizele plăcute pe care le faci clienților tăi, dar și celor dragi. Între 23 și 27 noiembrie, Metro îți oferă set 6 farfurii întinse la doar 20,94 lei și set tavă de cuptor cu spatulă la 29,99 lei. E momentul să ne bucurăm de sărbători. Știi ce fac anul ăsta? Dacă plătesc cu Visa, pot să câștig 500 de euro în fiecare zi. Dar ca să câștig și mai mult, vreau să-i conving și pe ei mei. Hei, a venit! Ramburs? Serios? Vine 2018, plătește și tu cu cardul. Ai zero comision și poți să câștigi 10.000 de euro. Tu știi că tot ție ți-i dau. Știu. Cash sau card? Visa. Convinge-i pe-ai tăi să plătească cu cardul Visa și poți câștiga mai mult. Tu 500 de euro în fiecare zi, iar cei care plătesc prima dată anul acesta pot câștiga 10.000 de euro. Încă un motiv să plătești cu Visa. Revenim în polivalenta din Craiova la pauză. România conduce Macedonia cu 18-5. A fost un adevărat festival de goluri pentru tricolore în prima repriză. Este adevărat că nici Macedonia nu ne-a oferit o poziție foarte serioasă. Jucăm astăzi însă fără Neagu, Gaigă și Pintea, trei piese de bază.
și s-ar putea să jucăm și fără Zamfir, pentru că o văd pe Cristina Florianu Zamfir cu o pungă de gheață la cot, accidentată în prima repriză, a căzut la un moment dat în semicerc în cot și cred că are ceva dureri. Așadar, un meci în care antrenorii, spuneam, Ambroș, Pașca și Mauri vor face cu siguranță selecția pentru mondial. Deocamdată știm că Alina Ilie nu va putea participa la mondiale. Ea se află în tribune, o accidentare din partida cu Craiova. Partida dintre Slobozia și Craiova, încheiată la egalitate, a fost o mare surpriză a campionatului. În acea partidă s-au accidentat și Alina Ilie și Cristina Zamfir, Floriano. Accidentarea Alinei Ilie se pare că este mult mai gravă. Doctorii au recomandat deocamdată o pauză de 6 săptămâni. Ambros Martin a anunțat ieri că Alina Ilie nu va face deplasarea la mondiale, deci va alege din 19 jucătoare 16 plus o rezervă. Sunt doar doi portari aici la Craiova pentru trofeul Carpați. Va pleca cu doi portari pentru a avea o opțiune în plus, o rotație în plus la nivelul jucătorilor de câmp. Diferență de 13 goluri, vă spuneam, un meci dominat la toate capitolele. Iată o imagine și pe jucătoarea care evoluează în Franța, la IC, Clina Pintea. S-a transferat în vară de la Thuringer în campionatul Hexagonului. A obținut cu echipa franceză calificarea în grupele EHF, acolo unde au ajuns în premieră Zalăul și Craiova. Mai avem și pe CSM, Liga Campionilor, să nu uităm, într-o grupă în care se mai află Gheorghe Rostov și Nicobin Crim și Midtjylland. CSM-ul este pe primul loc la egalitate cu Gheorghe. Cu adevărat, acum începe greul pentru echipa primăriei capitalei, pentru Neagu, Gulden și compania. Acum începe meciul de foc. Trebuie să termine cât mai sus în grupele principale pentru a avea un adversar mult mai ușor în faza sferturilor. În cealaltă grupă se află adversari de temut, ca Vardar, Ferencvaros, Budućnost, Wittenheim, Thuringer, Metz. Vom începe cel mai probabil această repriză secundă cu Denisa Dedu în poartă, în locul Iuliei Dumanska. Iar nu a prins o evoluție foarte bună în prima repriză a meciului cu Polonia Denisa Dedu. Să vedem însă până la urmă care va fi opțiunea lui Ambroș Martin pentru această parte a doua. Am văzut și pe Bazaliu și pe Buceschi. Nici ea nu a jucat nici măcar un minut în prima repriză. O vom vedea însă cu certitudine la lucru în partea secundă. Au ajuns pe teren și jucătoarele din Macedonia, care vor avea primul atac al celei de-a doua părți. Iată totuși o veste bună. Cristina Florianu intră pe teren, semn că totuși problemele pe care le are la cutul drept nu sunt chiar atât de serioase. Probabil doar pe fază defensivă, pentru că jucătoarea de la SCM Craiova să se odihnească un pic pentru atac, să nu se accentueze accidentarea. Ea rămâne doar pe fază defensivă. În ciuda faptului că am avut multe jucătoare tinere pe teren, am arătat multă maturitate în joc, am arătat că avem un lot echilibrat pe posturi. Sper să prindem însă vârful de formă la mondiale. Începem cu Paraguay, o partidă de încălzire. Este bine că avem timp să ne găsim reperele în sala sporturilor din Trier. Gheorghevska se opune Dedu. Denisa Dedu, intrată în locul Iuliei Dumanska, o primă repriză excepțională făcută de portărița de la Craiova, care, să spunem, un avantaj important, cunoaște foarte bine această sală polivalentă. Contează enorm să te adaptezi repede. Iată pe
Florianu jucând și pe fază ofensivă. Buceschi este coordonator de joc. Dragut, Inter, dreapta. Dragut, pasă la pivot. Țintia Tomescu se bate teribil acolo în zona semicercului. Obține 9 metri doar. Eliza Buceschi, un coordonator de joc care dă pase de mare calitate. Dragut aruncă întors la post golkeeperul macedonean. Este vorba de Petkovska, care evoluează în Turcia la Ardeset. Aruncare de la Scholt pe evitare. Vicevska de la echipa a doua lui Vardar. Eliza, schimbare de direcție și 7 metri. Frumoasă pătrundere de mare efect. A trecut mingea din dreapta în stânga. O pătrundere încântătoare și ea va executa și această penalitate. Evoluează la Corona Brașov. Transferată în vară de la Dunărea Brăila, înscrie fără probleme. A intrat extrem de hotărâtă pe teren. 19-6. Minutul 33. Vă reamintesc, mâine la 16:30 jucăm cu Brazilia în direct pe TVR1 și TVR HD. O partidă care nu trebuie ratată. Livinici duce mingea spre extremă. Pe retur întoarce Sadovska. Probleme la pasare în tabăra ex-Iugoslavelor. Foarte bine aglomerăm în zona în care este mingea. Nu dăm spații liniei de 9 metri adversă. Vicevska lasă pentru Gheorghevska. Pasă din săritură riscantă. Nu ajunge mingea la extremă. Sadovska, foarte bine ne-am mișcat în defensivă. Eliza Buceschi. Dragut. Putea ataca poarta. Vine din spate, însă accelerează și lansează o torpilă Florian. Încearcă Sime Simovski în această repriză secundă cu Leonida Ghicevska, coordonator de joc. Pe Livrinici a trimis-o în interstânga. Vine acum în centru Livrinici, dar avem un blocaj formidabil. Gheorghevska aruncă și învinge pe Denisa Dedu. Un gol de portar a fost pe colțul lung. De obicei blocajul ține colțul scurt. A alergat un pic în poartă Denisa Dedu și a fost surprinsă pe mișcare între buturi. 20-7. O repriză mai echilibrată. Frumoasă schimbarea de direcție. Dragut încearcă pasa la pivot. O pasă printre, filtrantă. Nu i-a reușit însă. Livinici vine în zonă centrală. Aruncă întors. Picior salvator. Ce reacție a avut Denisa Dedu la o minge grea. Livinici la al doilea sezon în Liga Națională. Vă reamintesc, joacă la Danubius Galați. Cesca la construcție. Aruncă de la șol de data aceasta, mascată de apărătoare centrale. Denisa Dedu nu a văzut mingea, a încercat să se lasă pe minge, dar pasă foarte bună, dar se dă fault în atac. Trebuia să arunce repede aici, Dragut. A așteptat și a pierdut un tempo. Urcându-se peste adversar, arbitrii maghiari au dictat imediat forțare. Ghicevska așteaptă intrarea pe teren a lui Gachidova. Livrinici. Georgievska, pasă grea. Georgievska se duce în centru. Ghicevska pentru Livrinici, excelent Denisa Dedu, dar
Aruncare de la 7 metri pentru apărare în semicerc. Icevska la linia aruncărilor de la 7 metri față în față cu Denisa Dedu. Excelent, Dedu! Avea nevoie de o astfel de intervenție pentru a-și reface un pic moralul zdruncinat, cred, destul de serios după ziua de ieri. E drept însă, nu putem să îi punem în cârcă cele 18 goluri încasate ieri în prima repriză cu Polonia. Să nu uităm că nici defensiva noastră parcă nu prea și-a făcut datoria în acea primă confruntare de la trofeul Carpați. Blocată, Dragut. Am început să jucăm un pic previzibil, probabil că la nivelul interior vor fi schimbări în următoarele momente. Probabil că vom juca pe fazele următoare în atac cu doi coordonatori de joc pentru a iuți un pic pasele, pentru a încerca să surprindem prin pase rapide și prin schimbări de locuri la linia de 9 metri defensiva adversă. Mult mai solidă în această repriză, ne pune mai multe probleme. Cerschi foarte aproape să intercepteze această minge. În prepasiv, Macedonia, jucătoare uriașă această, Gheorghievska, știe să-și asumă responsabilitatea în momentele decisive. 20-9. Anticipam, iată-o pe Laszlo, încercăm cu doi coordonatori de joc, Laszlo și Bucheschi. Laszlo, jucătoare creativă, contează enorm acest lucru, evoluează la Budușnost. Florian încearcă depășirea pe din scurt, pierde mingea însă. L-am văzut pe Ambrose Martin imediat după ce a scos-o de pe teren pe Dragut, încercând să o consoleze pe jucătoarea Zalăului pentru nereușita precedentă. A avut o primă repriză excepțională. A alungat toți păianjenii din poarta lui Petkovska. Ghicevska, Livrinici, Ghicevska din nou, încrucișează cu Gheorghevska, excelentă pasa pentru pivot. A luat bine prin planul acolo Gakidova, evoluează în Norvegia la Mölde. Iuganu de una singură pătrunde și obține 7 metri. A fentat când toace mingea la Inter și a atacat bine între două apărătoare, obținând maxim în această fază. Eliminat două minute, Natasha Nolevska, numărul 17 din trupa macedoneană, evoluează în Danemarca la Viborg. Scutură plasa încă o dată Eliza Bucheschi. A scos destule mingi din poartă Dragana Petkovska. Poarta Macedoniei e goală. Gheorghevska, Livrinici, aproape să comită pași. În prepasiv adversarele noastre și excelentă intervenția Ana Maria Popa. Rămân însă în continuare în atac jucătoarele lui Simesimovski. Gheorghevska, avem șansă pentru că mingea lovește bara. Încă 55 de secunde de superioritate. Revine Bazaliu pe teren. În Inter stânga, campioană mondială de junioare, Bianca Bazaliu. Bazaliu duce mingea în extremă. Iuganu, ce frumos!
Ce bine a plasat mingea. Ce combinație spectaculoasă, ce timing bun, ce sincronizare a avut Bianca Bazaliu și extrema noastră Iugan. Ana Maria Iuganu Popan, uite tot timpul că în vară s-a căsătorit. Cevska. Nu iartă deloc Gabi Suic pe Leonida Gakidova, pivotul Macedoniei. Ivrinici întâmpinată de Laura Popa. Ghicevska aruncă, blocajul atenuează forța acestei aruncări. Denisa Dedu se grăbește, dar recuperează foarte bine Ana Maria Popa. S-a prins bine Denisa Dedu acolo unde se va duce mingea. O minge deviată, nu venea cu mare viteză, dar putea fi o minge complicată, o minge atinsă de blocaj. Pasăm destul de mult, dar prea departe de poartă, zic eu. Bazaliu! Ce minge și-a furat în față Petkovska. Groghi în aceste momente. Cheo, portarul macedonean. Natasha Antichi se pregătește să intre. Nu este obligatoriu să schimb portarul. Minge primită în față. Chiar dacă a intrat doctorul la nivelul portarilor, dacă sunt loviți în față, acest lucru nu se aplică. Reluăm atacul. Bucenski și Laszlo, 2 centri pe teren. Pleacă Popa în combinație. Laszlo, Terbece. În prepasiv România, Bucenski. Pasă pentru Cintia Tomescu. Reușim să recuperăm prin Iuganu, dar s-au repliat la timp adversarele noastre. Poate și o ușoară relaxare în jocul fetelor noastre după ce am obținut acea diferență de 13 goluri dublu în prima dublu repriză. Jucăm un pic cam mult cu mingea în mână în această repriză. Un pic cam bătrânește și ajutăm foarte mult defensiva adversă să ne închidă culoarele și să blocheze pivotul. Am ridicat piciorul de pe accelerație și acest lucru convine tare mult Macedoniei. Revine pe teren Keramicheva. Iată pe Keramicheva. Schimbare de direcție, pasa pentru extremă. Este una grea. Un pic fotbalistică, îngleznă. A reușit să salveze Sadovska situația. Ivrinici nu găsește soluții. În prepasiv Macedonia. Gheorghevska aruncă. Teribilă execuție. Fără replică de data aceasta Denisa Dedu. Țintuită de această execuție rapidă și extrem de puternică a fostei jucătoare a lui HM Baia Mare. A stat puțin la Baia Mare un singur sezon. După aia echipa s-a desființat. Din motive financiare. Timea Tătar, Bucenski, Laszlo, Bazaliu, Laszlo întâmpinată, reușește pasa, faultată Timea Tătar. Pregătit să ceară timeout Ambros Martin, după ce în prima repriză n-a utilizat deloc cartonașul. Nimeni nu prea își asumă responsabilitatea aruncării. Bazaliu, afentat că aruncă, Laszlo,
Atacă bine culoarul acolo, dar dau forțare cei doi arbitri maghiari la pătrunderea Elizei Buceschi. Excelentă anticiparea defensivă a lui Popa. Contraatac 3 contra 2, din nou Popa în 45 de grade cu podeaua, rezolvă ușor această fază. Un contraatac bine susținut, bine dus la capăt și România înscrie 23-11. După ce a făcut pe pozițional un joc cam de așteptare, un catenaccio, cum spun italienii, dar nu a reușit să adoarmă vigilența apărătoarelor din Macedonia. Încă un sfert de oră din această partidă, în care cred că antrenorul Martin Ambros și-a făcut o idee despre lotul cu care se va deplasa la Trier în Germania. 7 metri. Am făcut pasul în spate în defensivă și acest lucru ne-a costat. Interul a venit peste apărătoare. Martin Ambros are continuu discuții cu cei doi maghiari, doi arbitri maghiari pe care îi știe din campionatul Ungariei. Vă reamintiți, Ambros Martin pregătește și pe Gheorghe. Oh, frumos de Lisa Dedu. Ce paradă! Față în față cu Sara Aristovska, Dedu reușește să salveze aruncarea de la 7 metri. O intervenție remarcabilă. Zanfirescu la coordonare indică schema coechipierelor. Din nou stăm cu doi playmaker pe teren. Zanfirescu pasă bună pe poziție viitoare și 7 metri. Excelent, a văzut-o pe Timea Tătar și urmează și o eliminare de 2 minute în tabăra adversă. Perfectă pasa. Nimeni nu vrea să execute în tabăra noastră. Mădăina Zanfirescu se duce, ia mingea și bate ea. Fentă Zanfirescu, frumoasă aruncarea din plonjon, liftată pe lângă capul goalkeeperului. 24-11. Am refăcut diferența de 13 goluri cu care s-a încheiat prima repriză. Livrinici pentru Ghicevska. Ghicevska, întâmpinată de Cristina Laszlo. Livrinici, excelent, reușim să o blocăm prin Laura Popa. În prepasiv Macedonia, Ghicevska nu găsește soluții, pasă pentru Gheorghevska, lovită destul de serios de Ana Maria Berbece. Protestează Ambros Martin. Fără intenție, acel contact între Berbece și cea mai periculoasă jucătoare a Macedoniei. Până la urmă, meci de pregătire, trebuie să pregătești și apărarea 5 contra 6. Însă macedonienii le fac prostii una după alta. Ne ajută și ele pe acest joc, scoatem portarul pentru a fi cu 6 handbaliste pe fază ofensivă. Jucăm cu doi pivoți, Cintia Tomescu și Timea Tătar. Nu avem extremă dreaptă. Laszlo, Bazaliu, atacă între două apărătoare, pe lângă de data aceasta Iuganu Popa. A încercat la a doua bară să atace în colțul lung, nu i-a reușit. Am fost 6 contra 5, am senzația că și Macedonia are o jucătoare eliminată. Doar pentru încă 2-3 secunde. Atenție, pivotul Macedoniei se infiltrează foarte mult acolo în spatele apărătoarelor. Diagonală către extremă și bine atacă poarta
Ristovska de la Varda, finalistă în Liga Campionilor în acest an cu campioana Macedoniei. 24-12, încă 11 minute din această partidă. Bazaliu, Laszlo, Mădălina Zamfirescu. Din nou Laszlo, Mădălina Zamfirescu încearcă și reușește angajarea pivotului. Excelentă pasă dată în spatele apărătoarelor adverse și finalizare grea pentru Timea Tătar, care într-o fracțiune de secundă a trebuit să prindă mingea, să se întoarcă cu fața spre poartă și să plaseze în colțul lung. Dă pase de mare calitate Zamfirescu, foarte utilă și pe faza defensivă, se poate apăra în orice sector al apărării, orice sector defensiv al României. Merge greu mingea în tabăra Macedoniei. Multe erori din acest punct de vedere. Gheorghevska, o minge atinsă în primă fază de Denisa Dedu, se strecoară însă mingea în poartă. Ultimele 10 minute. A scăzut foarte mult din punct de vedere al vitezei de pasare jocul fetelor noastre. Scapă acolo Zamfirescu, recuperează Gheorghevska, pasă până în extremă și vine golul reușit de Iovana Zazdovska. Mi-aș dori să văd cât mai multe repuneri rapide și în tabăra noastră. Este o metodă de atac extrem de eficientă pe care Polonia o face foarte bine. Ați văzut și cu România și cu Brazilia. Aruncă fulminant Bianca Bazaliu, aproape că portărița Macedoniei s-a ferit după ce a recepționat mai devreme o minge direct în față. I-a amestecat toate gândurile, cred că Bianca data trecută. A fugit din calea mingii Petkovska. Gheorghevska pentru Gheorghevska, se apără un pic avansat Laszlo la Gheorghevska. Livrinici, excelent, iese acolo Gabi Suci și o blochează. Jucăm un 5-1 asimetric care încurcă teribil atacul Macedoniei. O pasă pe la spate genială a lui Gheorghevska și vine finalizarea, o fază frumos lucrată. Ristovska este cea care a trimis mingea în poartă. Clipitoare fază, trebuie să recunoaștem, jumătate din gol a făcut pasa lui Gheorghevska. O jucătoare foarte combinativă. Răspuns frumos al Macedoniei, trebuie să recunoaștem. Berbe. Să vedem acest atac al nostru. Bazaliu întoarce la pivot. Faultată Timea Tătar. Foarte bine s-a dus în fals acolo în circulație Berbece. Și a tras o apărătoare de pe ea. Laszlo. După ea. Timea Tătar. Bazaliu. Să vedem această fază. Zamfirescu. De data aceasta nu a fost sincronizare și vine contraatacul. Gol rapid înscris de Ristovska. Un gol ușor reușit de Macedonia. 26-16. Trebuie să dăm un pic mai mult din picioare pe revenirea în defensivă. Laszlo pentru Mădălina Zamfirescu. Berbece se îndalță și aruncă din zona centrală. O aruncare surprinzătoare atât pentru apărătoarele din Macedonia cât și pentru portar, care nu s-a așteptat. O rezolvare ingenioasă a mezinei naționale. 11 goluri diferență. Iată ce sus ne apărăm. Livrinici pentru Gheorghevska. Încearcă o aeriană, a călcat.
semicercul Ristovska înainte să arunce spre poartă. Nici probleme pentru Denisa Dedu. A fost acolo un contact între ea. Am văzut pe această reluare între Denisa Dedu și Ristovska. Plecăm cu doi portari la mondiale, nu ne trebuie o accidentare. Iată că Ambrose Martin nu vrea să riște, o trimite pe Dumanska între buturi. Auziți, Iulia, fanii craioveni o iubesc cu adevărat pe tânăra portăriță născută în Ucraina. Pe lista de 28, să nu uităm, dată la Federația Internațională, mai avem doi portari trecuți, Voicu și Vișan, un nou contraatac, apără Dumanska, nu se lasă învinsă la nicio fază. Un portar muncitor, talentat și plin de intervenții spectaculoase de data aceasta, ne înscrie Ristovska. E drept că nu... Nu a ajutat-o pe Dumanska de data asta nici apărarea. Ristovska a pătruns foarte ușor până pe semicerc. Această diferență de 10 goluri a liniștit parcă un pic prea mult și atacul echipei noastre. A revenit Popa pe teren, încercăm cu o stângace veritabilă în acea zonă. Nu cu o dreptace. Excelent, s-a rotit în aer Timea Tătar și a obținut penalitatea și o eliminare de 2 minute pentru numărul 71, Iovana Sadovska. Merge la linia aruncărilor de la 7 metri Ana Maria Berbece. Berbece, aruncare cu podea. 28-17. Patru minute și 15 secunde până la sfârșitul acestei partide. Probleme la genunchi pentru Denisa Dedu, o vedeți în imagine cu gheață. Foarte multe jucători accidentate care nu pot evolua la nivel maxim înaintea campionatului mondial. Este o adevărată problemă pentru doctorul Florin Ciocoiu, ajutat de masorii Claudiu Mărășteanu și Cătălin Rațiu. Gheorghiesca ține prea mult mingea. Ar trebui să intre în prepasiv Macedonia. Da, amenințare de joc pasiv. Gachidova. Georgievska, excelent, Laszlo. Georgievska aruncă, mingea lovește bara, apoi ceafa Iuliei Dumanska și gol norocos pentru Macedonia. E Zamfirescu și Suc. Laszlo pentru Popa. Berbece. Popa, Laszlo. Bazaliu, formidabilă pătrundere. S-a descotorosit acolo de adversarul direct. 29-18. Încurajate de spectatorii prezenți în sala polivalentă din Craiova, jucătoarele tricolore. Gheorghiesca, o pasă dificilă, dar reușește să intre în posesie. Livrinici scapă de Mădărina Zamfirescu, dar comite pași, golul nu este valabil. Încă două minute din această confruntare. Aplaudate fetele noastre, împinse de la spate de public.
Finalizare pentru Timea Tătar, 30-18. Încă 90 de secunde. Livrinici. Livrinici, iese Gabi Suci, acum Laura Popa, pasă până în extremă. Aruncare pe lângă poartă, a atins și Iulia Dumanska. Mingea. Ultimul minut, avem atacul. Excelentă finalizarea Cristinei Laszlo. 13 goluri avans pentru România după o repriză secundă în care jucătoarele noastre s-au relaxat un pic. Avem posesia, au greșit adversarele. Se grăbește Mădălina Zanfirescu, pasă pentru Laura Popa, reprimește Zanfirescu, aruncă, blochează însă acolo portărița macedoneană. Gachidova încearcă poarta de la distanță, blochează Iulia Dumanska și se încheie această partidă cu victoria naționalei noastre cu 31-18. Practic am păstrat în această parte secundă diferența pe care am acumulat-o în primele 30 de minute, un succes important și mai ales un joc care ne-a făcut să ne ridicăm în picioare în multe momente, mai ales în prima repriză. O victorie care era necesară pentru a reface un pic moralul ușor șifonat după eșecul de ieri din confruntarea cu Polonia. Alături de colegul meu, Dragoș Cojocaru, este Horațiu Pașca. Dragoș, ai legătura. Domnule Pașca, ieri un meci mai slab, azi un meci mai bun. Ne căutăm încă formula principală pentru mondiale? Mi-aș permite să vă contrazic, să zic ieri o primă repriză ceva mai slabă. Până la urmă e pe undeva normală. Suntem înainte de competiții majore în care cu siguranță că încercăm diferite sisteme de joc, în care încercăm diferite sisteme de apărare. Nu suntem neapărat încă în căutări, suntem într-o omogenizare, într-un proces de omogenizare care cu siguranță, chiar dacă nu părem pregătiți, până la debutul campionatului mondial, vreau să-i asigur pe toți suporterii români că vom fi pregătiți de campionatul mondial. Putem prinde vârful de formă undeva la jumătatea grupei, contează enorm să prindem momentul important deja de la meciul 2. Cu siguranță că asta ne dorim. Însă, așa cum a zis și Martin Ambros, ne dorim să o luăm treptat, ne dorim să o luăm meci cu meci, să creștem de la meci la meci și să reușim să aducem bucurie oamenilor. Mulțumesc și multă baftă! Mulțumesc și Doamne ajută să fie! Dragoș, ai legătura, vom mai aștepta o invitată. Da, într-adevăr, un meci important, nu neapărat numai prin rezultatul obținut, dar și în perspectiva prestației fetelor noastre la mondiale. Din nou legătura la colegul meu, Dragoș Cojocaru. Una dintre eroinele partidei de astăzi. E frumos să joci în fața propriilor suporteri. Da, este minunat să jucăm în fața propriilor suporteri, mai ales că eu am jucat acasă astăzi. Le mulțumesc acestor oameni minunați care au fost și astăzi alături de noi și ne-au susținut. Îi așteptăm și mâine și ne dorim și mâine să reușim un meci cât mai frumos. A fost un meci ușor sau a jucat astăzi cu mai multă determinare după înfrângerea de ieri? A fost și altă echipă, este adevărat, și noi am jucat poate cu altă determinare, dar și ieri a fost aceeași determinare, dar nu a fost să fie. Nu știu exact ce s-a întâmplat, ieri nu am fost în teren, așa că nu vreau să comentez. Putem prinde vârful de formă în apropierea campionatului mondial, se vede că încă nu suntem încă aproape de maxim. Da, așa este normal, pentru că am avut doar 3 zile de pregătire, nu avem cum în 3 antrenamente să reușim să avem acele relații de joc, dar ne dorim din tot sufletul ca până la startul campionatului să fim în cea mai bună formă. Nu-i nebrăză
o fostă campioană mondială, putem vedea potențialul României înainte de mondiale mâine? Da, ne dorim din tot sufletul mâine să avem o partidă cât mai reușită și să reușim un joc cât mai bun, să punem la punct toate lucrurile care nu ne ies în momentul de față. A devenit handbalul iubirea alb-albastră aici la Craiova? Da, este o iubire alb-albastră. Baftă în continuare! Mezina lotului lângă mine, Ana Maria, te gândeai că vei fi atât de repede în echipa națională de senioare? Mi-am propus asta, dar nu mă așteptam să prind prima convocare chiar acum, dar mă bucur că am reușit. Simți că e presiunea mare asupra ta? Nu simt o presiune asupra mea, eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine și sper că voi reuși. Am susținere din partea echipei și asta este cel mai important. Cum a fost meciul de astăzi? Au fost primele goluri la echipa națională de senioare? A fost o mândrie, în primul rând, că am fost în teren, mă bucur că am reușit să marchez și sper să continui așa. Continui tradiția familiei? Așa se pare. Sper să o continui cât mai bine. Poți aduce o medalie ca și tatăl tău României? Ce simți? Eu simt că pe viitor, am foarte mulți ani înainte, sunt sigură că voi aduce și medalii, dar la momentul de actual trebuie doar să luptăm pentru a ajunge acolo. Mâine Brazilia, o fostă campioană mondială, ne putem testa în fața unui adversar important mâine? Ne putem testa în fața oricui. O să tratăm meciul ca atare și vedem ce va fi. Asta e cel mai important. Mulțumesc mult și baftă în continuare. Atât de aici, din sala sporturilor din Craiova. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, mâine la ora 16:30, în direct pe TVR1, România-Brazilia. Brazilia a fost campioană mondială în 2013, aici din Polivalenta din Craiova. Dragoș Bocănaciu, Dragoș Cujocaru și echipa tehnică a TVR Craiova, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de televiziunea publică. Seamănă, adună o cultură sănătoasă și o zootehnie ca la carte, poți avea un trai tihnit. Totul e să fii ferm, să vrei să ai ferma ta. Ferma, cum a fost odată, dar mai fermă ca oricând. În fiecare duminică de la ora 9 la TVR2. Arta de a ucide și arta de a investiga. A groom disappears immediately after the wedding, never to be seen again. Într-o asemenea confruntare, detaliile sunt cele mai importante. Looking for a small green jade Buddha. Misterele din Glenwood. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la TVR2. Vraja lunii? Sau vrajba lunii? Destinul lor se poate schimba într-o clipă. Povestea de dragoste coreană care a învins timpul. Din 29 noiembrie, în premieră și în exclusivitate la TVR2, Iubire sub vraja lunii. Bun găsit!
Bine v-am regăsit! Suntem Iulia Zgripcea și Andrei Borbulescu și vă mulțumim pentru că ne primiți în casele dumneavoastră. Vă invităm să urmăriți astăzi o ediție interesantă în care vă vom aduce vești despre vremea de săptămâna viitoare, dar și despre horoscop. Vom mai vorbi despre tincturi, ceaiuri, silvoterapie și multe alte lucruri interesante. Dar până atunci, pentru că este sâmbătă și este vremea ta să vezi lumea, ne-am gândit la o destinație exotică pentru iarna ce se apropie cu pași repezi, dar și pentru sărbătorile cu miros de portocale și sunete de zurgălăi. Așa că vom da fuga până la Tokyo cu ajutorul Alexandrei Tătaru. Dacă alegi această destinație pentru vacanță, poți ieși la cumpărături, poți face ski, snowboarding, în nenumărate zone din jurul capitalei. De asemenea, poți participa la numeroasele festivaluri și totodată poți fi în mijlocul celor care sărbătoresc printre primii din lume anul nou.